Localnicii de la Asociația 47 din cartierul George Enescu al municipiului Suceava s-au revoltat pentru că preoții Bisericii Sfânta Vineri vor să mute pubelele de lângă gardul lăcașului de cult. Oamenii spun că gunoiul nu poate fi mutat nici pe spațiul verde din imediata vecinătatea bisericii și nici sub geamurile proprietarilor de apartamente. Problema este că tovarășii de la biserică nu mai vor aici să fie depozit de gunoi pentru buncă. Și să o mute în fața blocului. În fața blocului, dacă e posibil. La noi acum. În fața scării să aducă gunoaiele. Nu se poate acolo să... Este o circulă, copiii la grădiniță, la școală, de când lumea și pământul aici au fost. Totuși se poate găsi o soluție, nu? Viabilă. Locatarii au spus că vor să rezolve problema în mod civilizat. Totuși, din cauza discuțiilor aprinse, la fața locului a ajuns și un echipaj al poliției locale. Pe de altă parte, preotul Dinu Irinei de la Biserica Sfânta Vineri a declarat că pubelele, care sunt mărul discordiei, se află în momentul de față pe terenul lăcașului de cult. Biserica nici nu ar fi vrut să le mute, însă a primit o solicitare în acest sens de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Avem adăpostul asta aici pentru oamenii străzii. La fel, avem cantina aici, care trebuie alimentată și cu gunoiul aici, cu șobolanii care sunt la cantină, iar nu este igienic. De dimineață când ați venit, ăla stă aici. Asta care stătea aici, boschetar. Dar în primul și în primul rând e vorba de o solicitare a celor de la ISU. De la ISU. Toți boschetarii care sunt aici, ne-au spus clar. Primul punct este să mutăm gunoiile de aici, facem orice. Și am spus autorității de construire că terenul cum este a noastră proprietate, ca să continuăm gardul până în garaj să nu poată să mai depoziteze gunoiile aici. Practic vreți să mutați gardul bisericii? Nu, să completăm gardul bisericii, că e a nostru terenul. Mă completăm în lungime gardul bisericii până aici în garaj. În scandal au intervenit și reprezentanții ai primăriei Suceava, care le-au cerut locatarilor să stabilească noile amplasamente pentru pubele. Sucevenii spun însă că ar putea să se hotărască mai ușor dacă primăria ar stabili termenul exact pentru construcția containerelor îngropate.